tuturor ascultătorilor. Bun găsit lui Dan Iliescu și lui Tica Alexe, sau Alexe, cum este el acum, nou solist vocal de la Timpuri Noi. Bun găsit, Dan! Bun găsit la amândoi! He, cum vă simțiți acum, Dănuț, în formula nouă, care e nouă ca și prezentare radiofonică, dar de scenă deja începe să prindă contur, ca timp? Am fost emoționați de faptul că, schimbând formula și mai ales un nou solist la formația Timpuri Noi, eram totuși puțin emoționat de cum va privi publicul lucrul ăsta și cum ne va primi. Am avut până acum 3 concerte în 3 săptămâni și pot să spun că publicul a preluat noua componență a formației Timpuri Noi și piesele noi pe care noi le-am prezentat în concert cu foarte mult interes și cu plăcere. Alexe, cum a decurs apariția ta pe insula Timpuri Noi? Cum a fost apariția ta pe insula? Cursiv, foarte frumos. Nici nu mă așteptam ca anul 2010 să mi-aduc așa o propunere atât de importantă pentru cariera mea. M-am întâlnit cu Dan, da? Am discutat, dar lungă 12 ore. Și sigur, 12 ore am discutat la Casa de Cultura Studenților. Mai bine zis, ne-am cunoscut ca și oameni, pentru că... Voi vă știați. Ne știam așa, ne salutam Timpuri Noi, eu fost Sphinx Experience. Tu erai Sphinx, na, vă salutați ca atare. Mihai Godoroja, Mai Godoroja m-a sunat, ne-a pus față în față, răspunderea a picat foarte... Propunerea a fost foarte grea pentru posibilitățile mele, eu ieșind din scenă de ceva, adică... Da, păi, tu după, dacă nu greșesc, eu după Sphinx a fost Sfera, nu? După Sphinx a fost Sfera, care a avut o încercare... Nu? Așa, cred că nu greșesc. No, Sfera a fost după, după Sphinx. Între Sfera și Timpuri Noi a existat un spectacol pe care l-am jucat, Rocky Horror Show, sub bagheta lui Alexander Hausbater, care m-a repoziționat un pic. M-a dat un imbold, m-a zis acest spectacol și acest regizor, bă, încă poți să mai stai pe scenă, încă nu, ești out of business. Dar tu-ți făcusei planurile de retragere ca fotbaliștii în glorie, ăla-i momentul sau cum? Mă pusesem în stand-by, mă înghețasem un pic. Și dacă, așa cum a venit propunerea de la Dan, de la Timpuri Noi, venea ceva foarte puternic pentru mine, ca să mă arunce crusta intrat în adormire, am zis da. Ai avut momentele alea, bă, stăm sau nu, renunțăm? La ce? La cântat? Nu. Ai avut cum până aia, știi? Da, aia e probabil cel mai cumplit moment. Dar nu cred. Nu. Adică artiștii adevărați nu cred că se gândesc vreodată să renunțe, decât în momentul în care apar probleme de ordin emoțional foarte puternice sau chiar probleme psihologice. În rest, nu cred că se poate gândi vreun artist, indiferent ce s-ar întâmpla, să se lase. Asta spun, doar accidente, doar niște accidente, probleme de sănătate. Sau, dar altfel nu. Vă rog să vă puneți căștile, că deja avem un telefon.